Rămășițele unui templu păgân vechi de 1200 de ani, pentru venerarea lui Thor și Odin, zei din cultura nordică veche, au fost descoperite în Norvegia. Acestea sunt o relicvă rară a religiei vikinge, templul fiind construit doar câteva secole înainte ca creștinismul să devină dominant în regiune. Arheologii de la University Museum of Bergen au spus că structura imensă din lemn are o lungime de aproape 14 metri, o lățime de 8 metri și o înălțime de 12 metri. Templul ar putea data de la sfârșitul secolului al VIII-lea și a fost folosit pentru ritualuri de venerare și sacrificii în timpul solstițiilor de vară și de iarnă. Cultura nordică veche era cunoscută și temută de mulți, după ce grupuri de marinari și războinici nordici cunoscuți drept vikingi au început să devasteze regiuni din Europa, Islanda, Groenlanda și Canada. Este primul templu din cultura nordică veche descoperit în Norvegia. Aceste case mari ale lui Dumnezeu, după cum erau numite, au început să fie construite în secolul al VI-lea. Clădirile erau mult mai complexe decât locurile, deseori sub cerul liber, pe care oamenii le foloseau anterior pentru a-i venera pe zei.